Salut, bine ați revenit la Gadget On, eu sunt Dani, iar astăzi urmăriți recenzia lui AllView A5 Quad. Le mulțumim pe această cale celor de la AllView pentru că ne-au trimis acest telefon în teste. Telefonul îl puteți găsi pe allview.ro sau emag.ro la prețul de 599 de lei, fiind unul dintre cele mai accesibile telefoane cu procesor quad-core de pe piața noastră. AllView A5 Quad este un telefon solid, are 129 mm în lungime, 68 mm în lățime, în grosime măsoară 10,9 mm, iar greutatea sa este de 153 de grame. Ca și ecran, avem un TFT LCD de 4.3 inch cu o rezoluție de 800x400 de pixeli, iar densitatea pixelilor este de 240 de pixeli per inch. Pe partea hardware, A5 Quad ne întâmpină cu un procesor quad-core de 1.3 GHz, este vorba de un Cortex A7, iar GPU-ul este Mali 400MP. De asemenea, avem parte de 512 MB RAM, 4 GB de stocare internă, putem atașa și un card micro SD de până la 32 de GB. Telefonul vine și cu o cameră de 5 megapixeli cu autofocus, este modelul OV5648, are touch focus, HDR, flash LED, de asemenea poate filma Full HD la 30 de frame-uri pe secundă. Avem și o cameră frontală care are rezoluție de doar 0.3 megapixeli. Telefonul stă bine și la conectivitate, după cum știți vorbim de un dual SIM, este dual SIM dual standby, avem parte de 3G cu viteze HSPA+, Wi-Fi, puteți folosi telefonul și ca hotspot, Wi-Fi direct, Bluetooth 4.0, radio FM, GPS cu AGPS, de asemenea telefonul vine și cu HD Voice. Senzorii de care dispune A5 Quad sunt accelerometru, senzor de lumină, compas și senzor de proximitate. Din cutie, telefonul vine cu Android 4.2.2 și putem spune că este destul de customizat de AllView. Bateria este o unitate de 1700 mAh, de care pot să spun că per total am fost mulțumit. Ne vom uita la design și la calitatea materialelor și după cum urmează ne vom uita la partea frontală a telefonului. Observați aici în partea din stânga, avem camera de 0.3 megapixel, lângă ea avem difuzorul pentru apeluri. În partea de jos găsim aceste butoane capacitive, butonul pentru opțiuni, butonul Home și butonul Back. Sub ele găsim microfonul. În partea din dreapta avem aceste butoane pentru volum, iar sub ele avem butonul care pornește și oprește telefonul. Și la început, până obișnuiți, o să le încurcați puțin, pentru că sunt foarte apropiate. Ok? În partea din stânga, găsim doar această fantă care deschide capacul din spate. Și atât. Bun, în partea de jos, găsim intrarea pentru USB. Și atât. În partea de sus, avem intrarea pentru căști. Aici. Iar pe partea din spate, jos, avem difuzorul multimedia, care este foarte puternic. Avem scris AllView, avem sigla AllView, iar aici avem camera de 5 megapixel, iar lângă ea avem blitzul LED. După cum știți, eu am aici capacul negru cu roșu, dar telefonul mai vine cu un capac, acesta. Și la atingere nu sunt la fel, acesta este mai alunecos, iar acesta oferă un grip mai bun, este oarecum mat, însă l-am preferat pe acesta pentru că pur și simplu arată mai bine, chiar dacă atrage mai multe amprente, dar totuși le puteți și șterge mai repede. Okay. Am mai văzut această varietate de capace și la V1 Viper. Bun. Haideți să înlătur puțin și capacul din spate. Veți vedea și cum se deschide. Nu se deschide chiar așa ușor. Ok. Nu-i vom scoate bateria, însă sub baterie se află cele două intrări pentru SIM-uri și intrarea pentru card. Observați că bateria este de dimensiuni mari. Refer la dimensiunile fizice. Dar este foarte subțire. Ok.
Îi vei pune capacul și spuneam că vom vorbi și despre materialele folosite pe acest telefon. După cum v-am spus deja despre capace, avem un capac din plastic, mai alunecos, este vorba de acesta, și un capac mai mat, cu un grip mai bun, este acesta. Ambele sunt din plastic și se îndoaie destul de mult. Așadar, pot să spun că la design și calitatea materialelor, telefonul se descurcă, stă bine. Nu putem spune că are un design ieșit din comun, însă merge pe designul clasic și este un lucru bun. Și stă destul de bine în mână, după cum observați. Puteți să ajungeți cu degetul cam peste tot, mai ales că eu am și mâini mici. Și acum trecem la capitolul multimedia. Întotdeauna am fost plăcut surprins la acest capitol de telefoanele Allview. Și mă refer aici mai ales la redarea audio. Întotdeauna a fost excelentă. La fel este cazul și cu A5 Quad. Și intrăm în muzică play. Dăm drumul la câteva melodii. Puternic, clar, avem parte și de puțin bas. Ok, sunetul este excelent și dacă tot suntem la capitolul sunet, am zis să aduc și căștile, să auzim și cum se aude cu căștile. Okay. Cam așa se aude. Căștile sunt clasice, nu stau chiar excelent în ureche, cel puțin mie nu prea. Sunetul este bun în căști, chiar dacă nu sunt ele foarte sofisticate, însă au un sunet foarte bun, bas bun și este o plăcere să asculți la căști. Ok, mergem deoparte și mergem mai departe. Vom intra în playerul video. Avem un video pentru test, filmat cu Nokia 1520. Hai să dăm drumul de la început. Facem un focus și vom vedea cum se vede pe acest telefon. Videoul este Full HD și ne uităm cum redă culorile. Puteți observa, culorile sunt redate excelent, exact cum a fost filmat. Arată foarte bine acest video pe telefon și îl redă perfect, chiar dacă este un video Full HD. Observați și unghiurile de vizualizare, că tot suntem aici. Vedeți și cum se comportă în bătaia luminii naturale, pentru că sunt la geam și bate lumina. Putem să spunem că unghiurile de vizualizare sunt bune. Ok. Eu mai dăm drumul încă o dată, pentru că vreau să vă arăt ceva. Apăsăm pe acest buton și uitați ce se întâmplă. Putem să facem ce dorim noi în timp ce continuăm să vedem videoul. Nu putem să îl mărim sau să îl micșorăm. Aceasta este dimensiunea
dar putem să intrăm prin meniu, să navigăm pe internet și să continuăm să ne uităm la videoul nostru. Putem să punem pauză și putem să revenim cu el la starea inițială. De asemenea, în timp ce ne uităm la video, putem să facem și poză din playerul video. Ok. Așadar, ca și o concluzie la acest capitol, redarea audio este excelentă. De fapt, mă și așteptam să fie așa. Și pe partea de video stăm foarte bine. Ecranul este bun și le dă bine culorile. Înainte să închei cu acest capitol, vom intra totuși pe YouTube. Haideți să intrăm pe canalul meu. Și ne vom uita la un video. Salut! Bine ați revenit la Gadgeton! Eu sunt Dani, iar astăzi veți urmări recenzia tabletei AllView AX4 Nano. Tableta a fost trimisă în teste de AllView. Sunetul este bun și pe YouTube. Se vede bine și aici. Se vede chiar surprinzător de bine, sincer. Nu mă așteptam să se vadă chiar așa ok, pentru că totuși ecranul este unul HD. Însă redă foarte bine, foarte bine redă culorile, chiar dacă este doar un TFT. Arată că avem parte de un ecran bun. De la multimedia trecem la cameră. Vom vedea cum stă acest telefon pe partea de cameră, inclusiv cum arată interfața camerei. Și intrăm în camera telefonului. După cum observați, avem acest meniu clasic pentru AllView, cu setările pe partea din stânga. Și începem cu modul de captură. Avem mai multe moduri, normal, panoramă, ștergere, cea mai bună față, înfrumusețare față, cea mai bună foto și foto cu EV. Mai departe, avem acțiune de capturare. Avem apăsare ecran, semne, foto la zâmbet. Avem și balanța de alb. Cum se arată multe setări și aici. Avem aceste efecte de culoare. Avem schimbare ramă poză. Putem să punem diferite efecte. Și avem setările. Avem și parte de HDR. Schimbare ramă poză, după cum am spus. Putem să selectăm dacă să avem sunet sau nu în timp ce facem poza. Avem și detectare față, memorie pentru locație, memorare locație, modul de scenă, fotografiere continuă, expunere, cronometru și alte setări, saturație, strălucire, contrast, ISO. Avem parte de foarte, foarte multe setări, mai ales că vorbim de un telefon ieftin și totuși uitați câte setări avem pe partea de cameră. Okay. Avem și blitzul. De asemenea, camera video. Și aici avem câteva setări. Avem balanța. Avem aceste efecte de culoare și setările principale. Calitatea video fină. Nu putem să selectăm dacă vrem să fie HD sau Full HD, adică nu scrie HD sau Full HD, însă filmează Full HD. Avem și acest EIS, este un fel de stabilizare, din ce am văzut eu. Modul scenă, avem și setarea pentru durată video, putem să setăm și nelimitat, evident până se termină memoria. Claritate și alte setări, destul de multe setări și pe partea de video. Are totuși să fac o poză și acum. Punem aici ceva. Să dezactivez blitzul totuși. Ok. Și facem o poză. Pozele le face repede. Observați. Are nevoie de puțin timp. Pare să zice ce imagini am făcut cât am ținut
degetul apăsat. Și iată seria de poze pe care tocmai am făcut-o. Ok. Și sunt poze făcute de mine din tren, în timp ce mergea. Nu mă așteptam la o cameră de 5 megapixeli să scoată chiar așa poze. Pozele sunt bune, filmează bine și important este faptul că vine și cu autofocus și touch focus. Asta este un lucru foarte bun și ajută foarte, foarte mult. După cum observați și aici, dă foarte bine umbrele. Chiar și dacă faceți zoom pe poză, tot se vede bine. Camera surprinzător de bună. Mă așteptam. Aceste poze le voi posta și pe Facebook, puteți intra acolo să le vedeți mai bine, analizați cum vreți. Ok, așadar un mare plus pe partea de cameră, inclusiv cea foto și cea video. Iar acum ajungem la un capitol mai sensibil pentru telefoane, este vorba de baterie. Și înainte de toate, intrăm în galerie, unde ne vom uita la câteva prin screen-uri sau capturi de ecran, dacă vreți în limba română. Bun, și haideți să vedem. După cum observați, aici avem 2 ore și 20 minute cu ecranul pornit. Sistemul de operare Android. Server media. Wi-Fi-ul 7 ore 21. A fost pornit, să nu vă imaginați că am stat 7 ore și 21 în continuu cu Wi-Fi-ul pornit și pe internet, nu. A fost doar pornit, dar l-am și folosit în timpul acesta. Mergând mai departe, observați că am avut o zi și 19 ore pe baterie, dar nu a fost încărcată 100%, se poate observa aici. Mai departe, 30% mai aveam din baterie, o zi și 22 de ore de această dată. Wi-Fi-ul a mers o oră 35 și aici am stat o oră 35 pe Wi-Fi tot timpul, cu download și navigare pe internet, YouTube și toate cele. Mai departe, ecranul, 3 ore și 22 de minute a fost pornit și așa arată și graficul. Aici avem alte prin screen-uri cu 2 ore 17 minute, din nou Wi-Fi a fost pornit 11 ore, o zi și 12 ore aici. Și cam asta a fost cu aceste capturi de ecran, ați observat. Acum dacă e să vă spun eu mai exact cum este această baterie, inițial nu mă așteptam să fie chiar așa ok, acum să nu vă așteptați că vă ține 3 zile însă este o baterie ok, mai ales că este doar de 1700 mAh, nu este chiar foarte mare amperajul, dar la baterie se descurcă bine, de exemplu, așa că să vă dau un exemplu mai concret, dacă încărcați bateria dimineața, să zicem la 8, și mergeți la lucru sau la școală sau oriunde ați merge, și navigați pe telefon, pe internet, muzică, jocuri, să spunem că utilizați mediu spre intens, o să vă ține toată ziua, merge toată ziua, o să vă țină și când ajungeți acasă, probabil că mai aveți undeva la 20-20 ceva la sută, probabil, și trebuie să-l puneți la încărcat, poate chiar 30%, însă oricum o să trebuiască să-l puneți la încărcat, însă vorbim de o utilizare către intens, ceea ce este foarte bine pentru acest telefon. Eu mai mult l-am folosit cu o cartelă, probabil că dacă îl folosiți cu două, nu vă va ține chiar atât, însă nu cred că este chiar așa mare diferența. Cam asta este cu bateria. Puteți să trageți singur concluziile dacă este ok sau nu. Eu zic că este ok și pe mine m-a mulțumit, mai ales că de când am primit acest telefon în teste, l-am folosit ca telefonul meu personal, telefon de zi cu zi. Acesta a fost și am fost mulțumit de la capitolul baterie. Și de la baterie trecem la ultima parte, este vorba de partea software și hardware, probabil cea mai importantă parte dintre toate.
și începem cu lock screen-ul. După cum observați, evident că vorbim de un telefon cu Android 4.2.2. Avem și această opțiune pentru a adăuga widget-uri pe lock screen și avem și aceste efecte de blocare. Putem să deblocăm sau să intrăm direct în camera foto. Bun, haideți să deblocăm ecranul și probabil că până acum v-ați întrebat care este treaba cu această interfață, cum am pus-o. Păi, se poate pune de pe internet. Este vorba de noua interfață de la Google, cea actualizată, care adaugă ecrane doar după ce ați instalat aplicații, nu le puteți adăuga voi. Însă, această interfață vine și cu o problemă. Dacă vreți să adăugați widget-ul, nu puteți, pentru că o să vă dea o eroare. Dar eu am zis că o să trăiesc și cu asta. Ok, aceasta este eroarea, mi-am dat de capăt. De asemenea, puteți să intrați și în lansatorul AllView. Acesta este. Aici deja am ecranele aceste două pline cu aplicații, pentru că acesta l-am folosit mai mult. Haideți să intrăm și în meniul cu aplicații. Din start vă spun că telefonul nu vine cu nicio aplicație specială. Sunt aplicațiile de bază de la Google, câteva aplicații instalate de mine și aplicațiile de la AllView, cu care vin mai toate telefoanele. Și începem cu această aplicație pentru administrarea aplicațiilor. Aici ne spune cât spațiu liber mai avem pe card, pe telefon și putem să ștergem alte aplicații și așa mai departe. Și ne uităm puțin așa peste ele, vedem că sunt aplicațiile pe care le știm deja. Avem o aplicație pentru a economisi energia, un File Explorer, mai departe lansatorul AllView, o aplicație pentru lanternă și o aplicație pentru notițe. Și în acest program pentru muzică vedem că a fost modificat puțin de AllView. Avem și Office Suite, mai departe Radio FM, schimbare, temă, efecte și fundal. Această aplicație pentru a face update, S-Tunnel, care este totuși o aplicație nouă, după cum observați, am ales A5 Quad. Și aici avem informații despre manual, task manager, garanție și dacă vrem să aflăm alte răspunsuri sau să punem întrebări, putem să o facem. Mai departe, temele cu care vine AllView A5 Quad, sunt 4 la număr. Aplicația video, vreme și cam astea sunt aplicațiile cu care vine telefonul. Nu sunt multe, v-am spus, dar nu este chiar un lucru rău acesta. Bun, ce mi-a plăcut la A5 Quad a fost faptul că am modificat puțin aici în bara de notificări. Dacă trageți bara, aveți acest meniu mai interesant. Puteți să accesați mai repede mai multe lucruri ce vă interesează. Puteți să le și modificați dacă doriți. Mai puteți să puneți mai multe sau să scoateți din ele. Ok, intrăm și în setări. Avem aici meniul cu setările, este împărțit în două. Setări comune, cum am mai văzut la alte telefoane AllView. Sunt setările mai des folosite. Și dacă tot suntem aici, haideți să intrăm în toate setările. Și aici, din nou, avem setările normale. Nu este nimic nici din comun. Are și luminozitatea automată, telefonul evident. Memorie. Cum așa stăm cu memoria. Dată și oră, avem și planificare pentru pornire și oprire. Și alte setări. Opțiuni dezvoltator. Avem doar atâtea setări aici. Despre telefon. 4.2.2 versiunea de Android. Și dacă tot suntem la partea software și cea hardware, aș vrea să vorbim despre apeluri, Wi-Fi și GPS. Nu voi face un test acum cu apelurile, însă vă pot mărturisi și vă pot spune că acest telefon se aude excelent când vine vorba de apeluri. Uneori am fost nevoit să-i dau mai încet pentru că se auzea prea tare și mă deranja. Cât despre Wi-Fi, nu pot să spun același lucru. Este ok semnalul, merge bine, nu am ce să reproșez, însă am avut în teste tableta AX4 Nano
și acolo am avut semnal mai bun Wi-Fi. Nu este diferență chiar de o linuță, chiar de o linuță la Wi-Fi, însă totuși este ceva diferență. Și dar este ok și la Wi-Fi, însă, după cum spuneam, AX4 Nano stă mai bine. Semnalul GPS este foarte bun. De asemenea, găsește locația foarte, foarte bine și aplicația se mișcă bine. Observați, m-a găsit excelent. Se și conectează repede și stă bine la acest capitol. Dar puteți să folosiți acest telefon pe post de GPS liniștit, pentru că merge foarte, foarte bine. Ok. Și haideți să vorbim și despre partea hardware. După cum știți, este vorba de un quad-core 512 MB RAM și vom intra puțin în galerie, unde vom vedea cât am obținut în testele benchmark-uri. Și intrăm, de exemplu, în Quadrant. Am obținut 6062 de puncte. Mai departe, în AnTuTu am scos 17.159 de puncte, așadar un scor foarte bun. Mai avem un test în Enamark. În Enamark am scos 62,8 frame-uri pe secundă. Din nou este bine, însă trebuie să ținem cont că avem un ecran cu rezoluție mai scăzută. Are să vedem cum se descurcă și la navigarea pe internet. Intrăm prima dată pe AllView. AllView.ro. Iată că am încărcat pagina. AllView A5 Quad, telefonul, vedeți, se mișcă bine. Pinch to zoom face bine și clarifică textul destul de repede. Ok, haideți să intrăm și pe alte site-uri. GSM Arena, vedem cum încarcă pagina și trecem versiunea desktop. O încarcă bine și se mișcă bine și aici. Nu sunt sacaderi sau alte lucruri de genul acesta. Intrăm și pe o știre. Ok, mergem mai departe, selectăm și forumul GSM, forumul Softpedia. Ați observat și tastatura, este o tastatură clasică. De asemenea, putem să trecem telefonul și în modul landscape. Relativ repede se trece. Și uitați și aici cum se vede și cum se mișcă. Este o experiență destul de bună navigarea pe internet cu acest telefon. Se vede că cei de la AllView încearcă de la telefon la telefon să facă partea software cu hardware să se înțeleagă cât mai bine și cu acest AllView A5 Quad se pare că au reușit, pentru că trebuie să recunoaștem, telefonul oferă doar 512 MB RAM, ceea ce nu este chiar mult, dar reușește să se miște bine și să ruleze jocuri foarte bune. Ok, și acum, pentru că știu că așteptați acest moment, vom vedea și notele pe care le voi oferi acestui telefon. La design și calitatea materialelor, eu îi ofer nota 8,8. Designul este clasic, materialele sunt bune, îmbinările între ramă și ecran sunt foarte ok făcute, nu lasă loc de a intra mizeria acolo. Mai departe, partea de multimedia, nota 9, pentru că avem un sunet excelent,
redarea video este și ea bună. Culorile redate sunt foarte redate foarte bine. Pe aceste foarte foarte ok. Mai departe, pe partea de cameră, nota 9. Face poze bune, filmează bine. Aș fi preferat pe partea de filmare să putem selecta HD sau Full HD, nu doar fin, înalt. Sper ca pe viitor să putem avea și această opțiune. Mai departe, pe partea de baterie, nota 8,8. Bateria este bună, ne oferă o zi întreagă de utilizare, ceea ce este ok. Și vorbim de o utilizare destul de intensă. Așadar, mai departe, pe partea de software și cea hardware, îi acord nota 8,5. Aici a luat cea mai mică notă și pentru că mai sunt chestii legate de partea software de rezolvat, telefonul mai are lag sau mai sacadează din când în când, nu este chiar o problemă mare, însă din ce vedem că se poate, cei de la AllView pot și sperăm să încerce și să se străduiască tot mai mult pentru a ne oferi telefoane cât mai bune la capitolul software. Plus de asta, am observat și pot să nu observ și unele îmbunătățiri, cum este și aici la partea de notificări. Au regândit această parte și îmi place cum arată. Ok, de asemenea, chiar dacă telefonul vine cu doar 512 MB de RAM, reușește să ruleze jocuri foarte noi, dar totodată l-am și depunctat din cauza că sunt unele incompatibilități, de fapt nu reușește să găsească unele jocuri, dar să sperăm că vor rezolva această problemă și ne vom putea juca și pe acele jocuri. Este vorba de Asphalt 8, Angry Birds Go și probabil mai sunt și altele, însă per total este ok la acest capitol, reușește să redea jocuri bune, ceea ce este foarte bine. Și per total a luat nota 8,82. Nu uitați că notele reflectă și prețul telefonului. Aici vorbim de un telefon cu un preț de 599 de lei. Preț bun la acest telefon. Îl găsiți la banii aceștia pe allview.ro, pe mac.ro, pcgarage.ro și alte site-uri. De asemenea, nu uitați să dați subscribe la canalul meu și de asemenea nu uitați să mă întrebați orice în legătură cu acest telefon, vă voi mai răspunde cât mai stă telefonul la mine. Evident, dacă știu, vă răspund. Întrebați orice în legătură cu acest telefon. În caz că am omis să prezint ceva, vă rog să scrieți într-un comentariu. Dacă mai vreți să testez jocul pe telefon, spuneți-mi, o să le testez. Probabil că nu voi face un video cu ele, însă le voi testa și vă voi spune dacă merg. Nu pot să fac video cu chiar fiecare joc, pentru că ar însemna să fac zeci de videouri. Însă cât timp mai am cu telefonul, o să le testez și vă voi spune dacă merg sau nu. Ok, așadar, nu uitați, nota 8,82 a luat acest telefon per total. Costă 599 de lei pe allview.ro, emac.ro și alte site-uri. Eu sunt Dani și nu uitați să dați subscribe, nu uitați să vizitați gadgeton.ro, facebook.com/gadgeton.ro. De asemenea, acolo găsiți sample-uri foto și acolo putem discuta mai ușor. Eu vă mulțumesc mult și vă aștept în continuare să intrați pe canalul meu. Vă mulțumesc mult și la revedere!